are colegii, nu știu cum se face, dar te uiți la mine exact la fel. Tu vezi că tu crezi acum ce zice asta? Nu, o să fiu mai atentă de acum încolo. Eu mă la niciodată în viața asta. Filip, nu mai fă pe prostul că mă enervez. Exact cum făceam noi când tu să te culegi în brațe la favorit. Te uita la mine de 20 de ori, te uitai. Păi dacă ți-am zis că n-a fost așa, n-a fost așa. Așa să fie. Deci tu ai zis că ai încredere în Ramona, că ce? Că nu îl accept... Că n-o să fie cu Gabi. Nu vreau o relație cu Gabi, n-o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. Dar voi doi cum mai sunteți? Ce faci? Fratelo. Foarte bine, Ela. Chiar mi-a luat apărarea. Să-ți fie rușine. De ce mi-a luat apărarea? Când? Cum îți permis să-mi iei apărarea? Am una. În general. În general, mă, nu. Dar despre cine vorbește el acum? Unii mi se pare cam că e dreptate, mă. Dar nu vorbeam de tine, Ela. Știu că nu de mine, mă, vorbeam. Eu vorbeam. Erați pe subiect. De toată lumea e apărarea, păi frate. Da, știu, toată lumea, apărarea toată lumea și... ce care dreptate în afară de mie. Toată lumea asta zice, la mine. Dar n-am cum să mă bag sub dreptate dacă pe față nu-i dreptate. Dar nu vreau, dar nu vreau să-mi dai tu. Dar nu, e alta idee. Dacă asta e roșie, eu cum să mă bag să-i dau dreptate la ea dacă zice că e verde? Să zic și eu că e verde. Te-ai băgat și când o... Bine. Și când a avut dreptate, bun exemplu, îți dau, nu știu, pe Berna. Hai să-l dau pe ea să creadă că am ceva cu ea. Berna, zicea invers. Și când o zis prostiile alea ieri, nu. N-ai zis nimic, hai să fim serioși. Știi de ce? Pentru că n-am auzit-o pe Berna să zică foarte. Pe asta zic, cum s-aud? Numai la noi auzi, la ea n-auzi nimic. Nu se aude, nu se vede, nu se știe. Eu n-am auzit-o pe Berna să vorbească așa. Au zis în două ore, prostii și cum ce urla la mine. Erai lângă ea și n-am auzit. Eu sincer, prima oară când am auzit-o pe Berna să zică cuvântul ăla a fost ieri. A, de ce ai auzit-o? Sau poate nu mai aduc aminte. O mai vorbit urât, nu zic că nu mai vorbit urât și aiurel. Dar cuvântul ăla cu P, eu numai ieri am auzut-o. Și când am auzut-o, m-am blocat. Păi că când am văzut-o pe verde, dacă zice 10 P... A, de ce ai auzit-o? Da, 10 P! E amuzant ce a spus Berna, nu? Asta nu e jurătură. Nu, ba da. Nu. Am zis 10 pâini. 10 pâini, da. Nu a zis așa, că o zice... Știi, mă, păi dar ce încerci să faci? E, glumești, glumești și când facem. Dar nu e înjurătura asta. Nu vă jignit. Cuvântul râd. Cum nu e păi cuvântul râd? Ce e jignire, Diana? Ce înseamnă jignire? Jignire înseamnă ești... Să ești... Silează-te tu, Andrei. Înjurătură e... Prostii să asta nu-i. Să zic eu, eu dacă te zic, te așteaptă. Eu te pun pe tine într-o postură puroasă dacă zic acum, vezi că m-au întrebat 10 de tine. Exact. Adică 10 bărbați. Băi! Egal bărbat. Nu, Diana. Deci... Pa. Diana. Deci e ok, bun. Nu, normal așa. Exprimarea... 10 bărbați, 10... Că și dacă zic, bă, eram eu cu 10... Știi? Da, exact. 10 fete. Dar e cuvântul rând, nu zic că nu-i rând. De ce joci rând scuze dacă n-a fost? Dar, Pirui, n-am zis că nu-i rând. Nu, modul cum a urlat... Păi, dar l-am spus după aceea că ce scuze și păi nu că a vorbit așa. Și asta zic, înseamnă că ai făcut ceva urât, ai zis ceva urât. Da, au zis ceva urât. Păi, dar v-am cerut scuze, Pirui, ieri, v-am spus. Dar nu-i vorba de tine, vorba de ce vorbesc ei acum. N-am zis că nu te-ai cerut tu scuze. Vorba de ce vorbesc. Dacă tu... E vorba că dacă ziceam... Da, dacă ziceam tu sau eu! Diana, știi de ce? Pentru că tu ai mai vorbit. Gabi și îl făcea un așa fel, nu, Diana, de nu știu cât. Pentru că tu ai mai vorbit de aia. Dacă te mirai foarte tare. Dacă unul face o prostie de 10 ori, dar dacă... Păi, tot îi spunea. Mamă, dar ce urât vorbim. Păi da, dar tot îmi spuneați. Că da, trebuia să... Da, v-am zis cum a fost. Când am auzit că a fost impactul ăla, m-am uitat la ea și am făcut o față. Ce vreți să... Ce vreți? Ce vă trebuie de la mine? Aia zic că nu poți să nu-i jignire. Că e o jignire asta. Mă, pus tunurile pe noi. Grav. Știi cum mă gândesc eu? Sincer, și nu țin cu nimeni și nu mă interesează că spun la televizor sau unde o să spun, pentru că eu vreau să îmi trăiesc fericirea mea alături de un bărbat care chiar nu o să facă așa ceva. Dar tu crezi așa? Tu crezi că eu m-am uitat la ea? Am stat în față și mereu m-am uitat la tine, da? Tu te uitai la mine, te uitai și tu o crezi pe aia că mă uit la ea, pe bune? Tu crezi în momentul ăsta că eu mă uit la ea? Oricum o să spun mai multe chestii, ascultă-mă. Și de ce? Pentru că tu exact când erai colegii, nu știu cum se face, dar te uiteai la mine exact la fel, știi? Exact ochii în ochi și aceleași priviri în casă, peste tot, știi? Și de ce am dat de bănuit? Adică mă gândesc că... Tu vei să zic că tu crezi acum ce zice asta? O să fiu mai atentă de acum încolo. Păi chiar te rog să fii atentă. Și chiar să te uiți și la emisiuni. Și chiar te rog... Mi-aduc bine aminte, chiar când a fost în casa Andy, Cătălin, toți erau... Eram două grupuri împărțite.
Eu te-am surprins când te-ai uitat atunci la ea și am văzut cu ochii mei și atunci m-am negat. Eu chiar te rog să te uiți atunci, te uiți la fiecare gal, la fiecare chestie și să fii și atentă. N-am de ce să te miști, n-am de ce să fac chestia asta. Eu vreau să mă relație liniștită, să nu fiu eu cum ar veni. Bă, pe tu dacă tu crezi în prostiile astea. Păi și cum ar veni, tu negi cuvântul meu? Să fiu atentă de acum încolo cum ar veni după ce te uiți tu în casă, adică de până acum eram... Nu, pe și eu cum a fost? Eu cum a fost? Eu chiar eram liniștită, adică aveam încredere în tine. Am spus că, bă, nu cred că faci tu așa ceva, înțelegi? Dar nu știu ce să zic, adică, nu, o să fiu eu foarte atentă de acum acolo. Chiar te rog, să la fiecare, gal. Adică, o detectiv, orice, nu știu, ca să văd, adică, până acum am zis că, bă, am încredere în bărbatul meu că nu face așa ceva, că, până la urmă, ai și o vârstă, 20 de ani, nu ai 18 ani, 17 ani, 16 ani să-ți placă oricine sau să te uiți după oricine, așa, știi? Nu, adică mă gândesc așa, dacă ai o relație aproape de 4 luni, nu știu, e urât să te uiți de o lună după altă fată. E clar, și tu, și tu. Pe care tu ai scuipat și mi-ai zis cum răști, adică... Și tu dacă făcea așa, și tu dacă făcea față de un băiat și ce zic, care era la fel. Știi care e chestia? Casa asta nu e vreun băiat, adică vreun fost de-a meu ca să fie aici, știi? Adică tu poți să pui în situația mea. Nu, și dacă îți plăcea din pășit de un băiat, la fel era. Nu, dar dacă era un fost de-a meu aici, să stau eu o lună cu el să mă pup și așa mai departe, crede-mă că și tu ai fi avut foarte multe conflicte cu băiatul ăla. Tu ai foarte mare noroc. Nu te iau în situația asta, eu chiar am ghinion. I-a zis, bă, Berna, nu mai merg, că să veni la ziua ta. Zic, nu mai merg, Berna, o oră jumate până vine Filip, până asta, azi că merg singură. Adică m-a enervat, are știu că ai spus, mă, mai drăzor și ceva, zic, bine, perfect. Exact. Până mă duc și eu, el trebuie să se ducă să iei balon, nu știu ce să mai facă, zic, până găsim ea, nu știu ce, voi sunteți gata și da. Tu iei pe ea și veniți împreună, da. Știi? Și că mă uit, că văd, era atuns. Da. Și mă, dar pe ea că e gata, mă, că e gata, Ramona știa că e gata de nu știu când, ce... Sau stai, mă, tu n-ai fost cu noi cu taxiul, Ramona știe, am ieșit din taxiul, cum făcea? Nu mai vreau să mai vin. Nu, ce ai de mai nervat? Nu, deci că era un... Serios? Nu, o să ai vede pierdut. Filip nu o să stea cu ea afară dacă continuă. Mai bine nu. Mai bine nu. Dar tu ai văzut până acum, în două lună și ceva, că s-a întâmplat chestia asta? Nu s-a întâmplat. Eu n-a fost atât, și, pentru că pe nu s-a întâmplat. Și ar fi ultima să n-ai credere în mine, mai ales în situația asta. Mă uitam să văd ce faci. De acum acolo văd că iarăși trebuie să mă uit. După 4 luni de zile să mă uit. Dar chiar te rog să te uiți. O să vezi. Pare, nu știu, da, o să-mi dai dreptate că n-a fost așa. Bine, o să mă uit, o să văd, eu nu știu. Trebuie să fiu atentă. Pentru că asta prea lejer, am zis că am încredere în tine. Nu faci așa ceva. Nu știu, adică eu acum chiar o să fiu foarte atentă. Chiar te rog. Să mă uit la ce fată te uiți, după ce, după cum nu va după ea, după toate. După toate, da. Trebuie să fiu foarte atentă. Adică, ți-am zis, chestia asta ar fi ultima și mai înțelegeam, ți-am zis, dacă era altă fată, care e exemplu una nouă, da? Mă înțelegeam, dar asta, la câte am vorbit, am făcut și... Nu știu, sincer, eu, bătriva ei, eu zic că ar fi ultima. Tu să te uiți după ea și să încă o plași sau să nu o plași. Asta ar fi ultima, ar fi ultima, adică mai faci eu de râs ca băiat. Adică, nu știu, zic? De ce te-ai mai certat cu ea, de ce ai făcut chestiile astea, dacă... Păi vezi că dai singură... Dar asta nu se leagă în capul meu, știi? Păi ar fi ultima să crezi chestia asta, adică știi tu să de bine ce discuția am avut și ce certul cu ea. Și ar fi culmea să stau să mă uși la ea, să și râd la ea, să vorbesc cu ea sau ceva, niciodată în viața asta. Poate că te-ai uitat de două, trei ori ochi în ochi, nu știu, poate așa și eu mă uit de multe ori cu Marius în ochi în ochi. Și cu Livia, și cu Gabi, fără să vrem, fără să vorbim, fără să... Chiar îmi întorc capul, fără să ne zică nimeni nimic, mă uit. Că așa îi, nu știu. Mă uit de și automat, eu, nu știu. Ea nu e într-un singur loc. E mai mult conjurat, mai multe fete. Dacă stai și întorci capul și întorci o secundă, și în capul ea cred că mă uit la ea niciodată în viața asta. Asta i-au spus că m-ați trebuit să Filip. Nu mai fost pe prostul că mă enervez. Cum ar veni eu vorbesc cu cineva și mă uit așa ochii în ochi. Exact cum făceam noi când tu să te ai cu Ligi în brațele, la favor. Să uita la mine de 20 de ori te uitai. Tată ziua te uitai după mine. În casă, vine la ea, te duceai flori, te uitai la mine. Te puneai, te pupai cu ea, te uitai la mine. Exact la fel e situația. Ce nu înțelegi când se întorci capul? Ochi și tu acum vorbești de... Ce aia ochi în ochi. Ce cum ne uităm noi acum. Da, n-am făcut așa, iubita mea. Ca să înțelegi că legeam faci mie nervi și parcă mă acuzi acum. Când faci nervi și plec și mai vorbesc cu tine. Că mă enervi dacă ți-am zis că n-a fost așa, n-a fost așa. Așa să fie. Lasă-mă, Dumnezeu, ce zic eu și ce zice el. Terminat. Doamne, iar. Filipa, bă. Op. Okay, dacă nu-mi convine mie ce zice, prin apel, nu pot să așa. Și pe WhatsApp. Mă enervează, mă, îi explic ce chestii și mă enervează. Asta este ciudat că se repetă, înțelegi? Când era cu tine, Berna spunea că se uită la ea și că o privea și că ăsta. Și da, dar era o diferență că el nu o cunoștea pe Berna. Poftim? E o diferență că Berna
nu se cunoștea cu Filip. Cum nu? Păi când ai gustat din tortul ăla și ai văzut că e bun, nu mai vrei să mai ai o felie? Ce? Când ai gustat din tortul ăla și ai văzut că e bun, nu mai vrei o felie? E mai interesant. Dar dacă e un tort mai bun, nu. Doamne, iartă-mă, ce zic eu și ce înțelege omul ăsta? Doamne, mă, că ajută, dacă nu știu, dacă să înțeleagă ce e la ochi în ochi, privire în ochi în ochi, adică nu știu. Nu știu cui să zic, cui să înțeleagă, chiar nu știu. No, în fine, așa să fie, cum zice el și cum zice Ligiu, să ajute Dumnezeu. De aia ne-am ieșit afară, când vorbeam la telefon, mă lua pe Dalea că de ce vreau să aprob pe tine de Ramona? Că de ce vreau să te aprobi pe tine să te pup cu Ramona? Mă lua pe mine afară cu chestiile astea. E treaba mea, mă, ce fac. Ai înțeles? Și acum că face chestiile astea și vorbește așa prost, în ambiție. Că am vrut eu să te apropii de Ramona. Toată lumea, și femeii, și bărbații. Dar și noi femeii, dar la 30 se uită, frate. Dar și noi femeii, lângă un post tot la 30 de ani. Nu, dacă ai o fită, stai și fii cu... Te uiți mai cu șustă la 30. Nu că te uiți neapărat cu șustă. Adică mai mișelește, știi cum să te uiți așa, mai cu perdea, mai după perdea. Nu, mă, n-ați înțeles, nu. Adică altfel, altă... Ești mult mai hotărât în ceea ce-ți dorești, știi? Logic. Și atunci de-aia nu stai să-ți întorci capul, plus că ai gustat asta toate torturile până atunci. Mai stau să-l gust pe ăla cu căpșun, că l-am gustat de 10 ori, nu mai am chef de el. Exact. Știi? De asta, din grămadă, ai ales cei mai buni și te duci cu aia înainte. Adică șoricelul m-a ales pe mine. În schimb, când intri într-o cofeterie și n-ai gustat niciunul din torturile de acolo, clar că ai chef să le guști pe toate, știi? A ceva de genul și la vârstele astea. Că ai fost și tu, că nu știu ce, de ce, că am credibilitate și spun. Maybe. Nu, oricine mă susține pe mine, pe Filip. Ah, dar nu mă interesează, nu. Eu spun ceea ce am văzut. Serios. Dar ce mi-a zis Digi, mă gândesc, mă doare sufletul. Bine, Berna, oricum tu țip la el și faci din el, zici că e cățelușul tău. Și aseară ai zis că fac ce vreau, că este iubitul meu și fac ce vreau cu el. Ai nu-ți mai dat cu părerea de relația mea. Mai plânge un pic după Gabi, oricum nu o să l-ai niciodată. Să vrei să mai ai un conflict cu mine, o să te fac să te enervezi să ieși pe ușele fiecare dată. Ai grijă, tău. Fii că pot să te fac să nu mai știi de tine. Aia sfântă, desfaci cruce și Doamne ajută ca să ieși tu în premiu aici în emisiunea asta. Arată-ți că care m-ai înjurat de nu știu câte ori și eu ți-am spus o vorbă. Da, fii pe zis de treabă, Gabi. Eu văd de treabă, vezi și tu de treaba ta. Că au fost la mare mai multe chestii și acum au zis Ligii că se uită după... Da, și se uită din Ligii, se uită de lună după Ligii, că s-a uitat ochii în ochi de nu știu cât de ori. Nu, păi dacă îi să fie cu Ligii sănătos. Tu vă înțelegeați bine acum 2-3 săptămâni. Faza a fost că noi ne-am înțeles bine, că tu fost perioada cu Diana. Da, cu Ramona. Aia când era el în certuri cu ea? Să zic, de când a început faza cu mine și cu Diana și atunci a intervenit el și mi-a schimbat automat părerea, știi, despre el. De atunci, de la început. A... De când m-am reîntors eu. Nu, și... eu zic încoace. Că... Am început. Când vorbea cu Ramona, că a vorbit pe cameră. Păi, dar nu, am vorbit 2-3 cuvinte. Nu știu dacă... Nu, aia zic, nu erați certați. Nu, eu am încercat, Ana, că mi-a zis, știi că mi-a zis atunci că dacă tu mai vorbești cu ei, să ne supărăm, nu știu ce. Timo, mie nu-mi place să... țin ură pe cineva, nu pot să țin ură și dacă nu vorbesc, mă înseamnă că suntem în aceeași casă, parcă simt așa că mă apasă ceva. Uh-huh. Pur și simplu, nu pot să am nimica cu el la modul că să-l urăsc sau așa mai departe. Da. Și am zis, bă, cu el, el chiar nu mi-a făcut nimic și a apărat iubita, nu știu ce, am încercat eu să vorbesc cu ea, am încercat totul cu ea, nu știu ce. Și i-am zis, totuși, ar trebui să... Orgolul tău de femeie și respectul ăla care trebuia să-ți-l poarte un bărbat, trebuie să-i bați obrazul cumva, nu ar trebui să te lase să faci chestia asta. În ce vorbești acolo? Acum ce ai? Nu vorbeam, arătam pozele cu mine și cu Bianca. În ce vorbeai tu? Că să fiu fericit când nu știu ce vorbeai aici. Iar ești, știu că ești pe chestia aia, trebuie că vorbești pur și ți-am zis o chestie, mai vorbeam alte chestii cu tine. Dar am arătat poze cu mine și cu Bianca. Sigur? Din gală, da. Și am zis că m-a întrebat doamna Sibelica că de ce sunt supărată și am zis că... De aceea că a zis cum ar veni Ligii, că
eu zi unul după ea și am zis că dacă e așa, să fiți voi doi fericiți și... Niciodată nu am zis să mai lași și destul de bine că n-am ce să o fac. Și știi tu mai multe chestii ce am vorbit de cu tine, așa că ți-am zis. Tu acum știi ce faci? O faci pe ea, te simte bine. Nu-i doar venit să... Nu, uite, că sufletul meu nu e bine. Nu mă interesează să plăsă să simte bine. Păi tu, da. Nu e bine că ce? Explică și mine. Uite, nu mă simt eu bine, dar să fie ea fericită dacă asta vrea ea să facă. Iar uite că sufletul meu nu e bine. Asta contează foarte mult ceea ce simt eu, nu cu ceea ce mă interesează, ce o să creadă lumea sau ce o să creadă ea. Contează eu să fiu fericită cu adevărat. Tu lași pe ea să facă chestia. Nu las pe ea să facă chestia asta, vreau să mă gândesc la fericirea mea. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri... suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.